Mă bucur că pot vorbi despre Sorin, deși dificil, în prezența lui. Și mă bucur că îi pot prezenta cartea aceasta, pentru că e unul dintre puținii intelectuali creștini și sublinez creștini care își asumă credința lui. Fac interviuri deseori cu intelectualii noștri, pe unii nu înțeleg pur și simplu. Nu înțeleg ce spun. Nu înțeleg ce vor. Nu înțeleg unde bat. Probabil sunt motivații ascunse. Habar nu. Unii vorbesc de tot felul de teorii ale conspirației, dar dincolo de asta, îmi place să cred că pur și simplu uneori nu e slab și e suferent. Iar pe unele noastre nu sunt atât de pașnice precum pare. De exemplu, trebuie pe unele care nu mai pot să expui un tablou cu valetul de afin cu un public. S-a întâmplat la expoziția a venit poliția, până la urmă, curatorul a închis expoziția. Vă vorbesc la jurnalist, deci nu zvonul de astăzi sunt realități. Mi se întâmplă în munca mea de jurnalist. Scriu un articol, nu-l publică nimeni. Nu pentru că e prost, ci pentru că e despre niște oameni care sunt puși la index, deținuți politici. Am scris, de exemplu, despre Mihaela, mai ca Mihaela Leutache, nu au publicat nici revistele greșite la care lucrez. Dom'le, las că mai așteptăm, copii, copății. Și înțeles, avem un lege, nu? Care pedepsește penal pe oricine face apologia mișcării legionare. Valeriu Afeu a fost frate de cruce, pe toate de consecință au. E clar. Și din fresca foarte mare istoriei noastre interbelice, ca figurii. Eu dau marțul lor. Pe mâine au practicat comuniști, au practicat toate sistemele totalitare, o să vedem din ce în ce mai des tabloul din care anumite chipuri dispar pur și simplu. Încet, încet, nici nu se mai știe că au existat. În manualele fizice, că nu apărea, iar în publicațiile științifice care nu așa se ocupă cu știința oficială, ei o să apară, dar o să fie măzgărița astfel încât cei care citesc o să spună iau cât dumne, orice ăștia de legionar, cât au făcut. Mi s-a întâmplat, de exemplu, într-o ședință a Consiliului de Administrație, care se întâlnise la radio doar pentru că spusese că Părintele Gheorghe Calciu Romero, să spună un mare intelectual liberal, unde, domne, tu nu știi că s-a fost expulzat din Statele Unite ale Americii? Zic, domnule, nu știu și n-a fost expulzat, pentru că am transmis ceremonia că a fost adus scriu, în plumb. Ba mai mult, am murit acolo, în fine. Era trebuie ce să mă în România, dar am murit în SUA. Nu ai dreptate, domne, minți. Zice, dovedește-mi că greșești și o să încerc să se publică. Iorul nu e bine. Și că a fost cetățean american, s-a oferit cetățenia de mare, e totuși un preotătos care s-a dat într-o la prea. Da. Zice, nu, nici nu pot să o fac și nici n-am nevoie. Dar de s-a avut ce, pentru niște nebuni de România. E, nebuni ăștia nu sunt chiar așa inofensivi. Vorbim din meu, un Consiliu de Administrație a Fratiului, care are putere, iar el e mic. Sunt unii mai sus care au putere și mai mare. Iar miza este să nu ne mai putem exprima liber, că așa e democratic. Nu înțeleg chestia asta. Adică e democratic să nu te exprimi liber. Eu cred că fundamentul democrației, și pentru îmi place să cred că ceea ce au vrut oamenii în 1989, este să spui ceea ce crezi, înainte de putea. Bine că împreună cu democrația vin și alte drepturi. Acum vedem că se inventează dreptul pe bandă rulantă, dar fundamentul, nu? Fundamentul libertății este să poți să crezi în ce vrei și să spui ceea ce crezi. Nu mai poți. E, domnul Sorin Babic o spune. Mai sunt și alți intelectuali care o spun. Unii foarte răspicat și foarte clar. Sunt însă o minoritate. Minoritatea asta
nu poate să facă față unui tăvăluc. Cu rândunică nu se face primăvara și nici un stol de rândunici. Dar rândunicile pot să facă ceva. Ceea ce face Sorina. Pot să dea o mărturie despre ce înseamnă normalitatea. Până la urmă, el nu face un lucru extraordinar. Face un lucru normal, care fi privit drept firesc într-o societate normală. Nu e firesc. Iar Sorin, pentru asta, e marginalizat. Nu vă puteți închipui ce înseamnă traiectoria unui intelectual care nu vrea să facă palma cu puterii și silei, nu vrea să-și asume o poziție comună. Până la urmă, plătește inclusiv material. Condiția asta de marginalizare. Iar eu cred că Sorin face asta și pentru că ne-a spus ceea ce ne-a spus în minutele anterioare. Pentru că e legat de alți oameni care au făcut același lucru. Plătit de drept un preț mai scump. Sincer, nu cred că e imposibil să ajungem și noi să plătim un astfel de preț. Probabil nu într-un an, doi, trei. Dar în câțiva ani, un coleg de la Vice, jurnaliști spun, din punctul meu de vedere, sunt activiști. Dar asta e, s-au întotdeauna mulțumirile și sunt un fel de martiri. Pe pământ, dar martiri, nu? Adică luptă pentru o cauză nouă, din fața unei națiuni care e prea bătută în cap încât se numesc de secunda 2. Deci unul dintre jurnaliștii de la Vice spunea, până la urmă, nu e nimic nobil să faci pușcărie pentru niște idei tâmpite. Adică e, în fapt, firesc să faci pușcărie pentru idei tâmpite. Cine decide care sunt ideile tâmpite? Nu societatea, stați liniștiți. E, din punctul ăsta de vedere, actul lui Sorin Avnic, mărturisirea lui intelectual și această carte reprezintă un eveniment. Aș avea, m-aș bucura să avem parte de mai multe astfel de evenimente. Nu putem, din pricinile pe care le-a spus Sorin, intelectualitatea noastră și conducerea politică a țării nu s-au aliniat deloc pe linia mărturisitorilor din tendințele comuniste. Ba chiar, îmi spunea un apropiat al Ionel Popescu, că tot a fost evocat, el și Partidul Național Țărănesc a fost întrebat și de o mare pentru a intelectualității noastre, care nu își doreau revenirea într-o astfel de formă a fostelor partide intelectualice. E, impasul acesta în care ne aflăm, nu cred că se va rezolva blând. Probabil. Probabil că va trebui, la un moment dat, să mărturisim așa cum au făcut-o și mărturisitorii din tendințele comuniste. Ce înseamnă pentru mine, că suntem teologi, suntem în facultatea de teologie, ce înseamnă, de fapt, mărturisirea aceasta? Pentru noi, martirul este un martor al învierii. Un martor al învierii mărturisește despre Iisus Hristos, pentru că îl vede viață. Însă, la vierea lui Hristos nu au acces decât cei care sunt în lăuntru în vie. Gândiți-vă la drumul spre Emaus. Ochii ucenicilor au stat închiși tot drumul. Nu l-au recunoscut pe învățătorul lor. Abia în momentul Eucharistiei, moment în care ei se mută din afară înăuntru, îl recunosc pe învățătorul lor. Amplasarea aceasta înăuntru învierii au făcut-o toți deținuții politici pe care noi îi numim sfinți. Sorin Tabic, care a educat câteva figuri, am întâlnit și eu foarte multe acutate zile la România Culturală Emisiunea Sfântului de Lumină. N-aș mai fi putut să o fac în zilele noastre. Mi-au scurteat din grilă în secunda 2. Deci am avut o emisiune în care i-am chestionat obsesiv asupra unor întrebări foarte simple. Cum vă rugați? În ce măsură v-a ajutat credința să răzbiți? În ce fel Dumnezeu
a lucrat în temnițele comuniste. Și răspunsurile au fost extraordinare. Am descoperit ceea ce e un monah, a scris într-o teză de doctorat, părintele Grigorie Benea, Duhul Sfinților Părinți în temnițele comuniste, paranteză, teza a fost susținută la Facultatea de Teologie din Tesalonic, iar coordonatorul i-a spus, este în grijă de temnițele comuniste, că avem destul de mulți profesori de teologie și comuniști. Nu se le combină tema. Vă dați seama? Închid paranteză. Deci, ceea ce descoperea părintele Ieromonah în temnițele comuniste era Duhul Sfinților Părinți. Duhul Papelicului, întrupat al mirabilor. Gândiți-vă că, dincolo de cei pe care noi știm că au mărturisit, că au fost întâși politici, există mulți oameni la care lupta politică s-a transformat într-o luptă putu-bomnicească. În lagărul de la Balda, de exemplu, sub oblănuirea pătii Treanii Farcul în lumea, a luat naștere un grup de izihași, a gândit din el, zice Maxim, părintele Arsenie Papacio, dar în aceea nu era părinte, Valeriu Cafricu, care acolo, putând să citească regimul de detenție până la instalarea comunismului, era mai liber, putând să citească, au citit din Sfânta Scriptură, au citit din Sfinții Părinți, au memorat mult din aceste pasaje și au pus în practică asigur rugăciunea lui Iisus. Până la ce trebuie, povesteau de exemplu de Sfinții Politici de Părinte, dar se va face, că atunci când se ruga într-un loc în care depozitau uneltele, iar ei erau și lor, sape, târna coape și făceau zvonul, Părintele Arsenie Papacio nu se sisa. Sau, de exemplu, Traian Trifan știe în duh că unul dintre deținuți merge și se roagă într-o capelă părăsită și știe pentru ce s-a rugat și dă și soluție la problema duhovnicească. Deci, acum, la locul de la Bagdad, ia nașterea acestui psihas, care apoi se va răspândi, va fi și la el și o parte foarte importantă va determina la târgul Omnac în închisoare o renaștere duhovnicească de asemenea proporții, pentru că au avut și destul de multă libertate față de celelalte pușterii, încât închisoarea toată sufletului era o mănăstire. Cu duhovnic, dacă mi-ai gândit, mă rog, nu era duhovnic în sens sacramental, dar nu știm, tradiția noastră istihastă, că până la povăzuitorul nu trebuie să fie duhovnic, nici măcar preot. Sinoa, de exemplu, a fost mare povăzuitor, fără să fie preot. Deci povăzuitorul era Valeriu Cafeliu. Iar Valeriu Cafeliu a fost o figură fabuloasă. Am discutat la un interviu cu domnul Aristide Lefa, doctor cel care l-a ieșit în închisoare și care spune, domnule, eram șocați, ne enervam. Povățuitorul face așa ceva. Spune, Aristide, Aristide, eu dacă aș avea libertatea și pune de președinte al României de greu. Cum mai e greu de știa așa? Cum zice, păi da, Pavel, Petru, erau evrei, nu? Ei, el spune asta, mă dați pe orice, dar scandalizându-i. Tot el e scandalizat când îi făceau planul ăla, să când vin americanii, ne eliberea, să facem o armată, sunt ăștia care luptă mulți, primeau vești de afară, vă dați seama, sunt varnice. Iar el avea cheia. Cheia celor care se mută înăuntru în fie și în moarte și spunea Aristide, Aristide, cea mai puternică armă din lume, mai puternică decât bomba atomică, e iubirea. Asta încerca să învețe. Dar nu le spunea, practica. El și-a dat doza de streptomicina, asta o știu de la ei, Iriha Urban, ca să-l salveze de la moarte, spunându-le, băi, ăsta e greu, când va ieși, va face mult mai multe valuri decât mine și e bine să se audă ceea ce s-a întâmplat cu pușcările comuniste. Iriha Urban nu mai povestește asta. Mă rog, a fost și el într-un context dificil, să zicem, în America, deci acolo nu era chiar într-o totul liber. Așa că, n-a spus asta, dar Valeriu Cafeliu realmente și-a dat viața pentru celălalt, pentru ce? Pentru un evreu care trecuse la creștinism fiind protestant, el creștin ortodox. Deci nu doar vorbea, asta făcea. Și la ce măsură ajunsese Valeriu Cafeliu? În povestea cu domnul Aristide Lefa, se uita la un moment dat un deținut pe fereastră și părinte și Valeriu Cafeliu îi spunea ceea ce vede. A ajuns până la clipa în care sufletul în timpul rugăciunii a ieșit din trup. Iar apoi tot el s-a întors înapoi. Sfânt! Sfânt, noi spunem Sfinții ai Episodilor, dar sunt Sfinții ai Bisericii, oameni ai Invii, oameni care au trăit înăuntru Învierii lui Hristos. Suntem sub ocrotirea lui Hristos Maxim.
Păi, ce om extraordinar! Nu e vorba doar de faptul că a fost un om al rugăciunii zihaste, dar ne lasă niște poeme zihaste. În cea mai bună tradiție, dacă vreți, bizantină, nu discuta acum calitatea lor cu putere literară, pentru că nu asta contează, ci faptul că își transpune trăirile în poeme. Deci, nici nu știu dacă trebuie să ne gândim. Bineînțeles, închisoarea a fost foarte importantă pentru ei. Dar ceea ce a fost cel mai important a fost felul în care ei și-au asumat închisoarea. La fel cum părinții, din pustie, în mod liber, își asumau nevoințele. Ei, galeria aceasta fabuloasă, pe care eu mi-aș dori eu foarte mult în sinaxare, și am avut destule dispute pe tema asta, inclusiv, de exemplu, cu un altul Bartolomeu Anania, care credea că trebuie să fim mai temperați. Eu nu sunt temperat. Deci galeria aceasta, pe care eu mi-aș dori eu foarte mult în sinaxare, ne învață cumva un lucru foarte vechi, care era același din totdeauna pentru noi ca și teologi. Că singura posibilitate să trecem prin viață este ca martorii învierii. Iar martorii învierii nu pot fi tăcuți. S-a întâmplat, de exemplu, ca, deși erau pedepse crunte pentru cel care vorbea despre Dumnezeu în temniță sau se ruga într-un mod ostentativ, s-a întâmplat, de exemplu, să-i se spună unui gardian care era foarte anti-deținuți, erau și unii mai mulți, unii care își făceau treaba cu mai puțin zâmb, vorba părintelui Nicolae Steinhardt, într-un sistem totalitar, nu trebuie neapărat să fii un mare martir, este suficient să nu stai în meseria cu foarte mult zel. E, gardianul era foarte zelos și în duminica Paștilor îi spune un deținut politic, de i-am mutat numele, Hristos a înviat. Gardianul se rochează și adevărat a înviat. Deci se putea să așa și așa. Sau ceea ce au făcut în mină la Cafnic, când în noaptea de ieri și-au stins lămpașele, apoi le-au aprins, au cântat Hristos a înviat și au bătut în ele și spunea Părintele Justin Vârfu că asemenea înviere n-a primit niciodată după închisoare. Acum, gândiți-vă ce au rodit. Dacă erau pe mari duhovnici, excepțiile sunt mai degrabă cei care n-au trecut prin închisoare. Haideți să luăm pe cei care au trecut prin această facultate. Părintele Constantin Galeriu, care mi-a fost povățuitor. Părintele Dumitru Stăniloae, care a crescut atâția mari profesori de teologie și care cred că a fost cel mai mare teolog ortodox român, fără niciun fel de discuție. Apoi mari duhovnici, deci din București, Părintele Sofian Bucuriu, prin pușcărie, Părintele meu, Părintele Adrian Făcețeanu, de la Antin, trecut și el prin pușcărie, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Justin Vârfu, Părintele Roman Braga. Și lista poate continua. Deci am avut o generație care, eu cred că, va trece timp destul, nu știu cât, până când să ne dăm seama că de puține ori ortodoxia românească, și repet românească, pentru că au fost toți români, Paisievic și Costiteze, cum au fost români, ortodoxia românească a înflorit cu spectaculos. Și asta într-o mare prigoană. Ceea ce demonstrează că zidurile până la urmă nu i-au ținut. Mai degrabă, închiși au fost ceilalți. Prizonieri, captivi. Pentru că ne gândim iarăși la înviere și la faptul că suntem martori ai învierii. Captivitatea începe în inimă. Începe cu patimile care te robesc, apoi cu mintea care devine robită patimilor și începe să le susțină. Și în cele din urmă, așa cum spunea Sfântul Antonie cel Mare, omul crede că este rațional, dar nu e rațional. Și de așa intelectualii noștri, ca să revin în vremurile noastre, cred că sunt rațional, dar nu sunt rațional. Nu sunt liberi. Cresc într-o temniță, deși comunismul a căzut. Din cauza asta nici nu rotesc minunile în viața noastră. Spunea domnul Gheorghe Jijie că în pușcărie, la un moment dat, a fost trimis la carceră, însă carcera era iarna și un cer plin. Fusese instalat în curtea închisorii, era un fel de cutie de scânduri în care
care îmi spunea dânsul că nu puteai nici măcar să te așezi atât era de strântă, puteai cumva să te chircești sprijinindu-ți genunchii și spatele. E pe el a dus acolo dezbrăcat în chiloți. Și a stat așa zile. Nu mai mi-aduc aminte. Am interviu. Și mi-a spus domnul Cristian, în tot timpul ăsta m-am rugat cu rugăciunea lui Iisus. Și crede-mă, nici măcar uturai n-am făcut. Și când mi-a spus asta, a început să plânge. Sau Traian Popescu, supranumit Macă, care îi spunea, de ce nu mai scrieți? A scris cantată, o cantată, el care nu făcuse conservator, ea și fost pusă în scenă de orchestra radio după 1989. Și zicea, de ce nu mai scrieți? Și zice, Cristianul îi lipsește închisoarea. Îi lipsea asceza. Deși tot el îmi spunea, acolo am deprins rugăciunea lui Iisus. Și încă o mai spun. Chiar în timp ce vorbeam cu el. Deci au fost, am putea spune, izihași pur sânge. Părintele Iustin Curvi povestește la un moment dat părintele Adrian Coroian, fostul stares de la Mănăstirea Nicolae și acum la Episcopia de Vești și Cumentoare, că la un moment dat l-au dus într-o celulă care nu avea geamuri, pe jos era aruncată apă care îngheța și exista o bară și l-au legat cu cătucele de acea bară, dar bara nu era la nivelul nici un nivel la care el să poată sta în picioare, nici un nivel la care el să se poată așeza, ci undeva intermediar, puțin mai sus de genunchi. Și putea sta doar chircit, cu mâinile la spate. Și a stat zile întregi și spunea părintele Arhimandrit că se gândea că dacă o să adoarmă, ceea ce era foarte greu, dar de epuizare de normator, o să moară de frig în cele din urmă. Însă n-a murit pentru că s-a rugat. Și a spus părintele Arhimandrit, Andrei zice, crede-mă că în viața mea nu m-am rugat ca atunci. Sau părintele Roman Braga. Desigur, acum e vorba de oameni care au intrat în închisoare cu experiența rugăciunii. Părintele Iustin Cârbu avea deja experiență monahală, părintele Roman Braga de asemenea. Părintele Roman Braga îmi spunea că acolo, la un moment dat, a fost izolat. Și la izolare, fiind singur, ajunge aproape sui razna. Bineînțeles, s-a rugat cu rugăciunea lui Iisus și mi-a spus să știi că acolo am descoperit infinitul din noi. Și acolo mi-am dat seama că noi, oamenii, nu avem limite. E bine, gândiți că știa toate astea, nu? Călugările știe. Dar să ajungi deodată, probabil, nu mi-a spus în detaliu, dar probabil să ajungi în adâncul lucrării energiilor necreate, e foarte diferit de situația în care doar vorbești despre el. Ceea ce face de multe ori la facultatea de teologie și ca teologi, dar experiența aia este marele sal. Așadar, aș concluziona printr-o idee simplă. Martirii tendințelor comuniste ne transmit lecția ideală despre libertate. Iar noi, ca și teologi, despre ce înseamnă cu adevărat să viețuiești în Hristos. Lecția lor poate fi aplicată în libertate, cum i-am zis, sau într-un regim totalitar, pentru că până la urmă, sclavia nu constă în niște ziduri sau într-o împărăție de orice fel lumească, încercând treptat să ne acapareze. Sclavia e în inima noastră, în propriile noastre patini, începe, bineînțeles, cu căderea treptată din credință, cu rațiunea care se strâmbă și în cele din urmă ne grăbovim și ajungem robi. Moment în care, pentru curăție, e foarte simplu să ne facă și robi de fapt. Vă mulțumesc!